Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Mă bucur în seara aceasta să fiu aici, într-o postură inedită pentru mine. Sincer, o mărturisesc, ceva emoții am. Și de ce am emoțiile astea? Nu mă simt în largul meu așa de bine. Deci mie îmi place când vin, predic, când spun predica, trec la loc. Dar acum s-a vrut un fel de seminar, un fel de conferință în care să prezentăm un anume subiect, după care să aștept de la dumneavoastră întrebările, și aici e mai greu. Nu mă simt în largul meu pentru că eu nu sunt om de conferință. Nu mi-e felul. Odată m-am împrătenit cu un frate din turnul Severin și el m-a auzit predicând undeva și m-a sunat de câteva ori. Frate, te rog, vine la turnul Severin ca să facem o conferință cu lucrătorii din județ. Apoi, măi, omule, dar eu nu sunt om pentru conferință. Nu, vine. Și atât au insistat până la unul a spus, frate, dar poți să mai iau un frate să mă ajute? Și eu zic, fără probleme, mai iau un frate. Și cred că am fost călăuzit de Domnul, că la noapte fratele m-a convicit cu bine. Și când am ajuns acolo, vă spun că ești o conferință foarte frumoasă. Dar eu am stat în bancă și el o prezenta subiectul care era de prezentat. Bancă, la urmă, din politie, îmi spune, frate dragă, știi să prezint și tu ceva. Și am prezentat și eu o părticică mică din subiect. Și la urmă întrebări. Și fratele mi-a povestit, ridică mâna, am și eu o întrebare, frate Costică, fără întrebări la dumitale. De asta nu mă simt foarte bine. Și în al doilea rând, știu că subiectul care se vrea tratat în seara asta e un subiect mai delicat. Titlul e vag. Mi s-a comunicat prin telefon, copiii în familia creștină. Asta nu spune foarte mult. Aș putea vorbi de educația copiilor sau de alte lucruri. Subiectul e foarte vast, ca să fiu cinstit. Eu n-am fost pregătit în domeniul acesta. De exemplu, spunea cineva de frate Daniel Grigoriciu, că îl știți. Și, domnule, dacă vorbești cu el despre botezul Duhului Sfânt, atât ai de pregătit, dar de ce? El fiind păstor la creștin după Evanghelie, Domnul o botezat cu Duhul Sfânt și a venit în contact cu frații lui care întreba, Daniel, ce cu asta? Că, domnule, și punctul și virgula le știi la versetele alea pe de rost. Eu nu le știu așa de bine. Eu m-am născut în familie de pentecostal, din mic copil eram în adunare, stăruind, vorbiri în limbi, cântări în alte limbi, am crezut că trebuie primit fără multă cercetare. Domnul m-a botezat cu Duhul Sfânt, ori oamenii ăștia care au fost interesați de un anume subiect, l-au studiat. În ce privește nașterea de copii, eu n-am fost interesat în mod deosebit. Deci eu ca și tată în familie, n-am făcut nimic, vorbind din punct de vedere medical, ca să am copii, pentru că 13 ani n-am avut copii, și n-am făcut nimic ca să nu am copii. Am așteptat copiii după 13 ani, nici o jumătate de pastilă. 13 ani n-am avut copii, după 13 ani Domnul mi-a dat 5 copii, unul după altul, și acum nu știu, cel mai mic are 3 ani. Deci n-am fost foarte pregătit nici în domeniul ăsta. Există literatură de specialitate, există foarte multe cărți creștine în sensul acesta și eu mi-am propus să mă pregătesc și eu. N-am terminat studiul, când a venit fratele Costel după mine, eu tot mai făceam studiu acum. Dar ce faci? Păi acum faci studiu? Acum. Dar hai să începem împreună, voi sunteți frați cu mine, dacă ceva nu știu o să mă ajutați, dacă ceva spun rău o să mă iertați. Deși, cred eu, s-ar putea ca să nu fim întru totul de acord. Haideți să vorbim, când vorbim de copii, vorbim despre două faze mai importante, nașterea și creșterea. Că un copil trebuie să fie născut, după aceea să fie crescut. Eu mi-am propus în seara asta să vorbesc despre prima parte, despre nașterea de copii. Dumnezeu, prin naștere, prin metoda aceasta în care aduce oamenii în lume, El vrea ca să se... Care-i scopul lui Dumnezeu? El vrea ca să se înmulțească oamenii, deci perpetuarea speciei umane, ăsta, și împlinirea uneia din scopurile căsătoriei. Creșteți, înmulțiți-vă și umpliți pământul. Acum, când vorbim de primirea copiilor în familie, aș vrea să vedem, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, cum vede Dumnezeu familia, cum e prinsă în Scriptură nașterea de copii și cum o vedem noi. Și ar trebui ca noi să o vedem așa cum o vede Dumnezeu. Și acum, primul gând care l-am, Scriptura,
Dumnezeu vede nașterea copiilor în familie ca o binecuvântare. Geneza 1:28. Dumnezeu i-a binecuvântat și le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Deci înmulțirea, adică nașterea, perpetuarea și umplerea pământului cu oameni, nu este o povoară, nu este un necaz. Este o binecuvântare. Dumnezeu a zis: creșteți, înmulțiți-vă. Dar prin asta a fost o binecuvântare. E foarte important. Atunci când o femeie rămâne însărcinată, o mamă rămâne însărcinată, ea privește lucrul acesta ca o binecuvântare. Și de ce este o binecuvântare? Am văzut că aveați aici Psalmul 127. Haideți să vorbim ceva din Psalmul acesta. De ce este nașterea sau venirea în lumea copiilor o binecuvântare? Spuneam în Psalmul 127, scria cuvântul lui Dumnezeu așa: iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul. Asta nu-i Biblia mea, Biblia Fatului Costel, mi-am uitat o casă. Versetul 3. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul. Deci copiii trebuie priviți ca o moștenire. Noi înțelegem, când vorbim de binecuvântare, cei doi se căsătoresc, spune: Domnul să vă dea binecuvântare, atunci a toate felicitările. Și noi prin binecuvântare înțelegem o casă bună, un serviciu bun, o mașină bună, un trai bun. E adevărat, e o binecuvântare, dar Dumnezeu când a creat lumea, întâi a creat lucrurile neînsuflețite, da? După care în creație a fost și ființele umane. Când noi la o căsătorie urăm: Domnul să te binecuvinteze, eu mă gândesc în binecuvântarea asta, să-i dea Domnul, așa cum spuneam, o casă, o mașină, un serviciu, o înțelegere bună, dar și copii. Căci copiii sunt o binecuvântare. Și acum vine Biblia, spune: iată, fiii sunt o moștenire. Moștenirea e averea mea cu care am intrat eu în căsnicie, averea soției mele și cea mai apoi sunt noi. Noi așa credem de multe ori că e moștenirea. Dar Biblia vine, spune că și copiii sunt o moștenire de la Domnul. E foarte important așa, dacă am putea înțelege așa, să vedem copiii cum îi vede Dumnezeu. Că ori de câte ori mai apare un copil în familia mea, Dumnezeu, eu o moștenire. Dacă cineva primește o moștenire de la o mătușă, nu mătușa Tamara, vorbim de alte mătuși care mai sunt, primește o moștenire de la un împărat, să fie, de la un om bogat. Dom'le, l-am moștenit pe unchiul meu, l-am moștenit pe vărul meu, când avea copii și mi-o lăsa mie tot. Noi îl moștenim pe Dumnezeu. Și mai bogat ca Dumnezeu nu este nimeni. Iată, fiii sunt o moștenire. Atunci când Dumnezeu îmi dă mie un copil, vă rog să credeți asta, copilul nu vine să ceară o bucată de pâine. Copilul se naște cu bucata lui de pâine. Dacă am putea să credem lucrul ăsta, am înțelege ceea ce e binecuvântare. Eu am avut și experiența asta. Și mulți din voi vă spun așa, ați avut-o asta. Dumnezeu când trimite un copil în lume, El îi trimite și cu o parte de moștenire. Dacă statul român dă o alocație la un copil, naște un copil și dă o alocație, cât e alocația? În România e mai mică, în altă parte mai mare. Eu am un prieten care a fost în Botoșani, cizmar de meserie, om năpejit, un frate păstor, foarte sfinger, foarte pocăit, o slujit prin toate bisericuțele pe acolo, așa, și acum l-a chemat să fie păstor în Bruxelles. Eu deschis o adunare, l-a chemat acolo și îmi spunea: frate Dragoș, am obținut în câteva luni de zile, mi-a făcut și acte și acum primesc alocațiile de la belgieni. Eu am 8 copii și alocația se ridică la 1.800 de euro pe lună. Uite, numai ce binecuvântare mi-a dat Domnul aici. Deci la belgieni alocația e mare, la român mai mică. Dar dacă statul când se naște un copil îi dă o alocație, să știți că Dumnezeu când se naște un copil, el vine cu partea lui, cu alocația lui. Fiecare copil, vă repet încă o dată, are partea lui, are bucata lui de pâine.
Eu am experimentat în familia mea adevăratele binecuvântări au venit după ce au început să vină copiii. Și vorbeam cu soția în casă și am spus, măi, uite, de când mi s-a născut fata și băietul și ceilalți, aha, urmă, parcă la fiecare tot o nouă binecuvântare. Așa scrie în Scriptură. Putem noi în seara asta să ne formăm părerea asta, căci fie sunt o moștenire de la Domnul. Când primești un copil să nu spui, hai de mine, am 10 copii, averea mi se împarte de acum la 10, nu? Uite, mai am niște cheltuieli, mai am așa. În privința asta nu vă temeți. Eu am o mătușă de-a mea nipocăită care a avut o singură fată. Vis-a-vis era un om care se teme de Dumnezeu și avea 14 copii. Și mătușa mea de 80 și ceva de ani o spune, măi, dragul meu, de câte ori năștea vecina asta, așa nu puteam dormi toată noaptea. Așa grijă îmi făceam, oare ce le dă mâncare? Oare ce a să facă cu ei? Era în vremea colectivului. Oare ce o să facă cu ei? Și așa mă îngrijoram eu de tare și o compătimeam. Și s-au schimbat vremurile acum, toți au plecat, domnule, toți sunt patroni, ce mașini au, ce casă au, dar toți sunt realizați. Și spune acum, eu sunt cea săracă și ei sunt cei bogați. Așa rânduiește Dumnezeu. Deci nu vă temeți de sărăcie când vi se naște un copil în familie. Domnul să ne dea înțelepciunea asta, amin? Și apoi mai departe spune aici, rodul pântecelui este o răsplată. Adică pentru că o mamă primește un copil și îl naște, Dumnezeu se angajează cu o răsplată, dar știi că ai răsplata? Copilul acesta. Femeia, prin nașterea de copii, ajunge la un echilibru biologic. Fiecare om are metabolismul lui, are secrețiile lui hormonale, are nevoile lui. Dacă Dumnezeu la o femeie i-a trasat să aibă un copil, o va face pe această femeie să aibă un copil. Și dacă Dumnezeu la o femeie i-a stabilit să aibă 12, o va face pentru 12. Ea are nevoie de un echilibru biologic, ori prin nașterea de copii se produc niște dereglări extraordinare și dăunătoare. Nu de mult mergeam la rugăciune cu un frate de la noi și nu știam, nu am văzut de alt de zile și am spus, băi frate, Vasilică, tu ești căsătorit, dar de unde nevasta? Din Gherța mică, spunea el. Și are familie, e singur la părinți. O zice, nu, este ea și mai are încă 21 de frați. Ei sunt 22 acasă. Ei bine, vă dați seama că eu am fost curios. Femeia asta acum trăiește familia asta în Detroit, în America. Și a spus, măi, dar cum arată o femeie mamă la 22 de copii? Și ea spune, frate, dacă o vorbim ca între noi bărbați, când mergi pe stradă, întorci capul după ea. Dacă o scapi între fete, nu o cunoști, domnule. Atâta e de frumoasă, ce față are, ce corp are, atâta e de frumoasă, de nu poți să-ți dai seama. Ei, eu l-am întrebat și pe fratele Andrei Elisei, că am vorbit cu el, măi, este la voi, da, și cum, băi, foarte bine arată. Și am mai întrebat pe cineva, deci Dumnezeu a făcut-o așa. Dar îmi spune fratele ăsta, dar să vezi pe cum nată mi-a făcut doi copii și s-a oprit, nu mai vă zbacă. Bă, așa e de grasă făcută și așa e de deformă, că eu o spus, doar n-am să fac copii cât mama. Te vedeți, când o femeie naște copiii pe care Dumnezeu i-a rânduit, se stabilește în ea un echilibru biologic. Că așa o creat Dumnezeu să fie. Am un coleg de servici, Bilius Ambros, din Prelipca. Datele care le spun se pot verifica. Și am vorbit cu el, să spune, măi, cum faci cu familia, măi, bine, eu cunosc pe nevasta lui, tot mai merg acolo, toamna și cumpăr cipăruși pe la el și pe oclojar, e mare grădinar el. Și am văzut pe nevasta lui, vin din piață în Suceava, arată foarte bine. Înțelege, e sensul bun al cuvântului. Și are 17 copii. Și Bidiu să-mi spune, măi, pe nevastă mi-a odată n-am auzit, îmi spune, mă, doară ceva. A avut cancer la gât, dar nu din cauza nașului. A avut un cancer mare la gât, la o rugăciune și ungere cu ungerem Dumnezeu, vindecat-o, și de atunci nu mai are absolut nimic, că face treabă ca tractorul, mă pune și pe mine la treabă și nu mă pot ține de ea. O femeie cu 17, așa a făcut-o Dumnezeu. Femeia are nevoie de un echilibru biologic.
Și prin faptul că tu naști copiii pe care Dumnezeu ți-o programat să-i naști, se stabilește echilibrul ăsta. Are nevoie femeia de un echilibru emoțional, dacă vreți, sufletesc. Adevărata dragoste a unei femei se revarsă asupra copiilor. Ea se vede împlinită. Eu știu femei care n-aveau copii și la binecuvântare de copii plecau afară. Nu puteau să suporte să vadă copii la binecuvântare. Recent a fost cu un frate din Botoșani, Petrică Cobalski îl cheamă, el a fost inginer, s-a pocăit prin Brașov și când s-a pocăit Dumnezeu, i-a spus că îi va da un copil. Dar el a așteptat un an, 2, 3, 4, 10, nu i-a dat un copil și a înfiat o fată. De ce a înfiat o fată? Pus că atunci când veneau copiii la binecuvântare, femeia asta așa de mult dorea un copil, sunt bolnăva și pleca acasă. Când erau binecuvântări de copii, ea nu mai venea la adunare. O spus, Petrică, nu pot să merg. După 13 ani, Dumnezeu a făcut-o să nască și are acum și un băiat. Și mai am un coleg de servici în Vico, cu care m-am întâlnit nu de mult, poate v-am spus în trecut. Și îmi spune, frate Dragoș, mulțumesc Dumnezeu, mi-a dat un băiet, o născut nevastă-mea un băiet. Ei nu mi se pare chiar mare lucru. Și am spus, da, Domnul să-l binecuvinteze. Dar n-a rămas impresionat. Și el spune, da, nu știi, că după 21 de ani de căsătorie, după 21 de ani de căsătorie, Domnul i-a dat un băiat, îi din Vicul de Sus, lucrează ca agară, ca car în gara din Dornești. Eu ceea ce vă spun date care se pot verifica. De altfel, sterilitatea unui cuplu nu este voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este ca oamenii să se înmulțească. Și când în Scriptură apar oameni pocăiți, temători de Dumnezeu, dar sterili, deci fără copii, vedeți că de fiecare dată Dumnezeu o rezolva situația. Și la Avram, și la Elcana, și la Manoah, și la Zaharia, care nu aveau copii, Dumnezeu până la urmă le-a dăruit copii. Cazul de excepție le cunoaște Dumnezeu, noi nu le putem explica. Deci iată că fiii sunt o moștenire, rodul pânticelui este o răsplată. Și vorbeam de acel echilibru biologic, de echilibru sentimental, care o femeie trebuie să-l aibă. Și ea, adevărata împlinire a unei femei este ca mamă. Și ea, dintr-o dată, revarsă toată dragostea asupra copiilor. Și ăsta este foarte important. Și mai are un echilibru spiritual, că spune în Timotei 2:15, totuși ea va fi mântuită prin nașterea de fii. Dacă stăruiesc în dragoste, în sfințenie și în smerenie. Totuși, ea va fi mântuită prin nașterea de fii. Se pare că mântuirea asta nu-i mântuirea din păcat, că acum se ridică niște întrebări la unul care e împotriva nașterii. Sunt cărți care le-am mai citit. Îi spune, dacă femeia e mântuită prin nașterea de fii, bărbatul prin ce e mântuit? De ce femeia trebuie să fie mântuită prin nașterea de fii? Punea următoarea întrebare, e atât de păcătoasă că nu-i ajunge sângele lui Hristos și-i trebuie condiții suplimentare? Sau ce facem cu femeile care totuși, fiind credincioasă, nu au născut, nu vor fi mântuite? Se pare că mântuirea nu-i din păcat, ci din condiția ei de umilire care a avut-o. Căci păcatul a intrat în lume printr-o femeie și tot prin femeie a venit izbăvirea din păcat, adică prin Eva a intrat păcatul și prin Maria, mama Domnului Iisus, s-a născut izbăvirea și îi izbăvită, îi mântuită de condiția asta umilitoare care o trăiau femeile. Revenim, dar echilibru biologic este o răsplată. Când tu naști, Dumnezeu îți dă ție un echilibru sentimental și spiritual. Și hai să mergem mai departe. Nu intenționez să predic foarte mult. Spuneam că nu sunt pregătit și acum dacă predic prea mult, spune așa. Ca săgețele în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți în tinerețe. Fericii de cine își umbre tolba de săgeți cu el, că el nu va fi de rușine când va sta cu vrășmașul la poartă de vorbă. Acum se pare că nu numai femeia, dar și bărbatul este cel fericit. Un bărbat care are mulți copii, are copii cu minți, este o fericire. Este chiar o mândrie, dacă putem folosi cuvântul în sensul bun al acestora. Iar acela în care au unul sau doi, care devine rodnic și batjocoritori și nu știu ce au cu tine, de fapt ei se văd inferiori, că n-au putut. Eu am un vecin, nu vorbesc pe nimeni de rău, am un vecin care a avut o singură fată și nu a mai vrut să facă că e greu.
Și fata ei s-a căsătorit și are un singur băiat. Și nu a mai făcut alții că e greu de ținut copii. Și acum să vedeți la mine în curte cinci cum se joacă și băiatul este la portiță la mine și pândește. N-are cu cine să juca. Și eu îi spuneam, tu nu, tu, ce nu mai faci voi doi, trei băieți după cum dați să joace? A, știi, na, numai eu știu cum l-am făcut și pe ăsta. Știi? Și, dar ea care la un moment dat ar fi râs din mine, cineva s-a început să-mi aduc tot anul, eu am luat înainte. Și am zis eu din asta, știi? Mi-a spus, dar ce mai trebuie că mor de foame? Nu, de asta. Și apoi eu îi rog pe copiii mei, hai mă primiți și pe coplanul meu unde. Și-l primiți, așa e de bucuros băietul acela când vine, dar ai mei isprat și acela când se supără, ia de tot afară. Și iară se duce și plânge la portiță. Înțelegeți dumneavoastră că e foarte important ca să avem copii aceștia. Eu am fost în Grecia și acolo e o învățătură. N-am fost în nicio familie din Grecia, că eu predicam și după în fiecare seară mă luau o familie la masă. În afară de bosâncenii mei care mă luau și care știa ce gândesc, n-am fost în nicio familie să nu mi se pun întrebarea, frate dragul, și cum e cunoașterea de copii? Deci acolo ei au o învățătură primită tot de la frați adusă, că Dumnezeu ne poate ne-o dată înțelepciune, că trebuie să limităm. Și am avut lupte mari cu ei. Dar acum, în vara cealaltă, un băiat din Grecia, din familia Mirăuți din Podeni, s-a căsătorit. A luat o fată de prin Timișoara și a făcut nunta la Podeni. Și au venit mulți la Timișoara și au venit foarte mulți din Grecia, că era în luna august. În familia Mirăuți sunt 7 băieți, mari așa, voinici, tăți, frumoși. Și vreo 3 sau 4 fete, nu știu exact câte fete. Și eu știind ce gândesc ei despre nașterea de fii, am spus, în timp ce predicam, rog băiețelul Mirăuți să ridice în picioare. Să se ridică 7 vlojgane, așa mari. Ăsta era ultimul care se căsătorea. Deci, băieț frumos, așa, celălalt cu familie. Și am spus, eu știu ce gândiți voi. Aceia care spune că ce trebuie atâția copii. Acum vă rog, din ăștia 7 băieți al lui Mirăuți, care trebuie omorât? Și o întreb pe mireasă. El trebuie? Eu zic, nu, aici nu. Că era mirile ei, știi? Dar care e așa de frumos, pocăiți, unul cântă la orgă? De fapt, ei țin acolo adunarea. Acum, îți frumos cu 7 băieți și îmi spunea și fratele, băi, că îmi vin tăți, nepoțe, eu am de o adunare acum. Dar când eram mici, alții râdeau, băi, 7 băieți unul după altul, dar ca să cețele mâna unui războinic, așa sunt fii făcut la tinerețe. Domnul să ne dea și priceperea asta, amin? Pentru că timpul oricum trece, fraților. Eu stau de vorbă cu unul frate și îmi spunea, Dragoș, eu m-am dus până la el, el sta într-o bucătărie. Și a vrut să-mi aducă ceva din casă, o descuiet ușa din față, mi-a adus ceva și spune, vezi casa asta, am avut 10 copii și i-am hrănit cu geanta, aduceam pâine din combinat, când aduceau așa mâncau toți, nu aveam nicio cameră liberă, peste tot erau copii, probleme, greutăți. Au crescut mari, toți sunt pocăiți, toți s-au căsătorit și am rămas eu cu Maria. Dar a rămas cu un cuget curat. Înaintea lui Dumnezeu îi voi spune, Doamne, 10 mi-ai dat, 10 am făcut, poate pentru alte lucruri, spunea fratele Viorel, care e și în comitetul adunării, Gula Viorel îl cheamă, poate pentru alte lucruri mă simt așa condamnat de cugetul meu. Dar în privința asta, nu. Dragi frați și surori și familii tinere, e greu cu copiii. Eu știu cum e cu copiii. Dar zilele trec, ani se duc, nici nu știm când. Acum ea eram la liceu, acum am făcut dosar de pensie, așa se întâmplă și cu tine. Privind în urmă, să nu ai nicio remușcare. Știți ce se întâmplă? Sunt două lucruri care mănâncă puterea poporului Dumnezeu. Unu, televizorul, și s-a vorbit aseară, probabil. Nu știu, n-am vrea de câte eu vorbit. Dar nu că sunt emisiuni așa de rele. Că te uiți la o emisiune cum elefanță care buduci. Și nu-i pun la urmă mare păcat. Sau te uiți că plouă nu știu unde sau s-au prăbușit niște case. Dar e pierdere de timp. Îți mănâncă timpul în primul rând. Și în al doilea rând e oprirea nașterilor de copii. Nu a fost adunare în lumea asta în care să merg și prin Europa și prin România și la urmă surorile să nu vină să mă întrebe, frate, cum e cu nașterea de copii? Eram în Girona și au venit, după ce am predicat, era un grup de surori acolo, au venit acasă la gazda mea și îmi spune, dar eu până a stat de vorbă cu ele, am început, până a început, ele au venit la rugăciune.
Am început o discuție așa între ele și am dus discuția asta spre nașterea de copii. Dar eu le-am spus, măi, eu mă retrag, asta a fost o introducere. El spune, nu, de asta am venit. Și unul spune așa, frate, noi, eu sunt Timișoara. Eu am făcut studiu despre nașterea de copii și hotărât lucru. Nu-i niciun păcat dacă ai numai 2 sau 3. Nu o spun și cu cine eu făcut studiu. Una spune, eu sunt cel mai fraier, am 4 și acum cred că iară sunt sărtinată. Alta îmi spune una, deci lucru care le pot spune. Domnul a stat de vorbă 2 ore cu el. Și a spus, dacă tu ai făcut studiu că nu-i păcat, ce mă întrebi pe mine? Știi ce mi-a spus? Bugetul nu mă lasă în pace. De ce le fac studii? Vin frații, îi plătesc, nu-i păcat să oprești nașterea de copii, nu poți să ai și unul sau doi și o să vedem la un dată ce motive pun ei și după ce fac studiile și după ce înfăptuiesc păcatul, fugitul tot nu le lasă în pace. Și cum prinde un frate prin adunare, el întreabă, dacă nașterea de copii, cum e? Dar tu l-ai întrebat pe celălalt săptămâna trecută și ți-o spus, nu le lasă cugetul în pace. Eu aș dori ca Dumnezeu să ne dea un cuget curat. Și când sfârșim alergarea ca Apostolul Pavel, să spunem, de acum mă așteaptă cu una. La o nuntă, când îi pătește. Fratele acesta, Viorel Gula, stă în față cu o soră la masă. Nu spun sora. Și sora spune, na, e adevărat, ea are 80 de ani, nu mai are că m-a mutat recent. E adevărat, soțul meu a fost lucrător și noi în viață n-am vrut să avem copil. Avem numai un băieț și o fată și restul nu i-a mai făcut. Pentru că el era prezbiter și avea mult de lucru și nu îmi era greu. Dar să știți că eu acum m-am mărturisit și soțul meu s-a mărturisit la frașele, a spus cum a oprit nașterea de copii. Dar ăsta care avea vreo 10 și copiii erau mai mici, nu i-a convenit mărturisirea asta. Și spune, soră, dar de ce n-ai mărturisit dacă la 30 de ani să mai apuci a face vreo 2? După ce ai trăit o viață bine așa, acum la 80 de ani înainte de a muri, te macină cugetul, chem prezbitri în adunare, spun, știți, eu n-am oprit nașterea fi, dar vreau să mă mărturisesc. De acum o să te duci înaintea lui Dumnezeu. Haideți să îndreptăm lucrurile cât nu mai putem îndrepta. Și Dumnezeu să ne ajute. Amin? Unde a rămas aici? Ferice de om care își umple tolba de săgeți cu ei. În versetul 28 spune, copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin împrejurul mese tale. O altă binecuvântare, lăstare de măslin, erau folosiți atunci pentru a împleti cununele învingătorilor. Surorile care au copii, care nasc copii, copiii ăștia vor fi ca o cunună pentru ele. Eu cunosc o soră, dacă vreți să-i spun numele, sora draga, nevastă lui Liviu Jeliu de la Ițicani, că am spus că vorbim foarte deschis. Ea a avut 12 nașteri, 6 copii în viață, 6 au murit. Unul trăit 3 zile, unul o zi și jumate, restul a murit la naștere. Și ea s-a rugat și a spus, Doamne, dacă tot mor când îi fac, de ce mai fac? Numai ca să-i port, numai ca să mă doară, numai ca să-i nasc, numai ca să plâng la naștere când văd că sunt născut morți? Și s-a rugat așa înaintea lui Dumnezeu. Și vine un vas de lucrare și îi spune așa, pe aici ți-am trasat drumul, mergi pe el fără cârtire, că răsplătirea este de plină de la mine. Și sora dragă spune, măi, eu sunt convinsă că Dumnezeu mă plătește pentru 12 copii. Și odată a ieșit afară, ea în fiecare dimineață, e mai romantică, dar scrie și poezii, și ieșea, spunea, bună dimineața, Doamne, și mulțumesc. Odată a ieșit afară și spune, Doamne, sunt foarte întristată pentru tine, pentru că acei 6 copii eu nu i-am. Și nu mi-ai lăsat. Și publii sora Lidia Franciuc de la Mitoc a avut o lucrare, dar ea merge într-o biserică undeva și o soră îi spune așa, soră te-am văzut într-o vedenie, era îmbrăcată ca într-o ținută așa cum au preoții, dar ceva alb, foarte frumos. Și pe veșmântul tău aveai 6 rode de aur, dar așa de frumoasă că nici o mână de om nu le poate. Aveai 6 pe o parte și 6 pe o parte și le duceai așa ca pe o cunună. N-am înțeles, spunea sora, de ce erau 6 aici și 6 aici. Și sora dragă spune, spun eu. Eu m-am certat cu Dumnezeu și i-am spus, sunt supărată pe tine. Și când a venit sora Lidia Franciuc,
prima vorbă prin prorocie a fost: pentru ce te-ai supărat azi pe mine? Întreabă Duhul Sfânt. Și eu te voi răsplăti pentru tot binele care îl faci. Și acum ea îi spune: soră, n-ai înțeles vederea. 6 copii îmi trăiesc, 6 copii sunt morți. Ca niște lăstari de măslin. Noi așa trebuie să primim copiii, ca o binecuvântare. Psalmul 144, versetul 12. Iată, hai să-l citim, dacă toți suntem aici cu Biblia deschisă. Și cuvântul Domnului spune așa, când a spus 44:12, fiii noștri sunt ca niște odrasele care cresc în tinerița lor. Fetele noastre sunt ca niște stâlpi săpați frumos, care fac podoabă caselor împărătești. Când îți cresc copiii, când îți cresc fetele, nu-i mai mare frumusețe decât farmecul unei familii care se cântă, se roagă. Vezi niște fete îmbrăcate frumos, niște fete frumoase, niște fete educate, niște băieți civilizați, așa cum merg la adunare, mai mult decât stâlpii de la casele împărătești. Într-o casă împărătească există luxul de pe lume, ce vrei. Dar niște fete și niște băieți pocăiți, crescuți într-o familie, sunt mai mult decât luxul din casă de oamenilor. Eu am fost în casă și de oameni bogați, am fost în casă de oameni săraci, am fost în casă pustii, oameni care aveau totul cu telecomandă, toată viața era pe telecomandă, tot ce vrei. Casă pustii. Și am fost în casă în care erau niște copii atât de frumoși și cântau și făceau șotri, se împingeau. Și mie îmi plac copiii, e mai frumos farmecul ăsta. Fiii noștri, fetele noastre sunt ca niște odrase, ca niște stâlpi la casele împărătești. Așa să ne facă Duhul Sfânt să credem și noi. Apoi spune 1 Timotei capitolul 5, versetul 4, și hai să citim și aceste versete. Am trecut eu tot la capitolul binecuvântării, că spune așa: dacă o văduvă are copii sau nepoți de la copii, aceștia să se deprindă să fie evlavioși întâi față de cei din casa lor și să răsplătească ostenelile părinților, căci lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Vine o vreme când copiii vor răsplăti ostenelile. Am văzut la noi acum, a fost o mormântare cu cineva care nu a avut copii, ea a avut un copil, dar făcut în tinerețe, de un flori, nepocăită, ca și mamă nu l-a acceptat, copilul ăsta a fost crescut de bunici, a plecat la Timișoara și acum era mormântare. Eu am condus în mormântarea, la mormântare când vezi o familie numeroasă, toți o plâng pe mama, parcă alte har ai la predică, uitați-vă, uite o mamă. Aici se străduie cineva să plângă și eu vedem că nu poate. Mai făcea vreo două cumnate că plâng, dar eu știam că el s-a certat mai înainte de la avere, că neavând copii, o lăsa casa la unul, nu o solează la altul. Așa că nici mormântarea nu era frumoasă. Dar nu vorbesc când ești în vârstă, ești bătrân, e putincios și vine băiatul tău și el acum are o mașină frumoasă, spune: hai mama, știe în brață și duce pe la policlinică. Eu am văzut o babă, iertați-mă, babă de la țară și când o coborâi într-o mașină, așa cum am mic, eu în seara așa cum așa nu pot să ieși, o mașină de ceie care, și așa o duce și mama. Și nu e rușine de mama. Nu știu dacă, aici eu n-am predicat de binecuvântarea fiilor lui Iacob, a lui Iosif, când Iacob o lua să binecuvânteze pe băiețul lui Iosif, Manase și Efraim, și pe când era să-i binecuvânteze, Scriptura spune că Iosif i-a îndepărtat de genunchi tatălui său și s-a aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Manase și Efraim erau băieții lui Iosif. Iosif era cel mai mare din Egipt. Intra la faraon când voia, ieșea cum voia, toată lumea se proșternea în genunchi în fața lui Iosif, el era cu caietele, el îi măsura grâul cu pumnul, ăștia toți trăiau prin Iosif. Și se uita Manase și Efraim: ăsta e tatăl meu. Toți îl purtau un lectic îmbrăcat înalt, ăsta-i tata, e așa știu eu pe Iosif. Și deodată observ un gest care i-a marcat pentru toată viața. Iosif se aruncă cu fața la pământ în fața unui om, cu cizme, cu căciulă din miel și cu bondițe, care miroase a cioban. Și era firesc să întrebe Iosif: dar cine e omul ăsta cu tata stă în genunchi în fața lui? Și Iosif îi spune: aici stai tatăl meu. Exemplu personal.
Și de aceea îi rog și pe tine, aici nu fiți toți căsătoriți din voi. Dom'le, respectă pe tata, pe mama, nu-ți fii rușine că e în vârstă, nu-ți fii rușine că e îmbrăcată ca la țară. Du-te unde cu vrei, asta e mama mea. Sunt politicieni că le rușine cu nevasta. Sunt politicieni ajuns președinți că le rușine cu mama lor, că e prea bătrân. Dar e mama mea, dom'le, tatăl meu. Și aici Biblia spune, dacă cineva are copii în casă, ei să se învețe să fie evlavioși, nu în adunare, e bun și în adunare. Evlavia e pe trei nivele, în familie, în biserică și în societate. Dar nu predicăm de evlavie. Dar în primul rând cu cei din casă, să răsplătească. Și când ești în vârstă, și când tremuri, și vine fata cu plasa plină, spui, mămica, hai ia de aici, mămica, hai și te spală, și te piaptă, nu se întâmplă așa, și te piaptă, și te duci undeva. Asta e o răsplată, asta o trec tot la binecuvântări. Aș vrea să închei această idee. Copiii sunt o binecuvântare. Amin? Acum aș vrea să vorbesc puțin, că timpul totuși trece, de răspunderea. Răspunderea pentru nașterea de copii. Aici e lucrul cel mai delicat. Când începem să întrebare, vine să spune, frate Dragoș, scrie undeva în Biblie câți copii trebuie să am eu? Eu am primit multe întrebări din astea, arată în scris. Unde scrie în Biblie că eu trebuie să am 14 copii? Dar eu vreau să vă spun că problema asta e relativ tânără, e relativ nouă. Eu am 50 de ani, sunt născut în pocăință. Și mi-aduc aminte acum 40 de ani, la 10 ani, sunt minte bine ce era adunare. Nu erau probleme de astea. Nu s-a făcut niciodată un studiu câți copii să fie în familie, nu. De ce oare? Erau mai înapoiați părinții noștri, mai nepocăiți, și noi de pocăiți ce suntem, facem studii și ne punem problema câți copii să avem? Oare biserica era atunci mai spirituală sau acum? Când? Nu se punea problema atunci, și mai văd frate mai în vârstă și aici, de divorț. Nu se punea problema, nici nu-i da prin minte la careva căsătorit că l-ar putea divorța. Am fost la Sovata, la conferința asta cu păstorii, și asta a fost problema. Divorțul și recăsătoria. Au spus, oameni buni, e o avalanșă de cere. Vine peste noi divorțul ca așa în lume. Ne întâmpinăm lucruri din astea în adunare. Ce facem cu ele? Cum le rezolvăm? Și două zile s-au vorbit. Înainte nu era. De ce? Erau mai nepocăiți atunci sau acum? Când? Acum. Nu vrem să o recunoam. De când se pune problema, frate dragul, dar câți copii am, trebuie să am eu? O pui de pocăiță ce ești? Fratele Mărgăianu îmi spunea că era la studiu biblic, fratele Nicu Mărgăianu, nu Duțu, cu fratele Simionuc. Și-a pus unul întrebare și unul întrebare, știi? Fratele Simionuc era un tip, un bătrân simpatic, l-am cunoscut bine. Și fratele Nicu spune, fratele Simionuc, vreau să-ți pun și eu o întrebare. Ia spune-mă tale, e păcat să ai televizor? Dar bătrânul dă din cap și spune, no, dacă mi-ai pus întrebarea asta, îi bai cu tine. Deci numai faptul că o treba deja era bai cu Mărgăiaru, știi? Acum, la noi deja când vine o soră și îmi spune, frate Dragoș, ai putea să-mi spui câți copii trebuie să fac eu? Deja e bai cu dânsa, în mintea mea. Că astea sunt probleme care apar într-o biserică firească, într-o familie firească și nu de la Duhul Sfânt vin întrebările astea. Acum, în unele cărți, eu am să vă prezint așa cum am întâlnit și eu părerile fraților. Unii frați au în primul rând o teorie, se numește teoria celor trei căi, ca să le spunem așa, în care spun ei, două sunt greșite și una este bună. Calea biologică e prima, calea poftelor firii pământești, în care copiii se nasc datorită neînfrânării. Pentru că e bărbatul să culcă cu nevasta fără să-l intereseze dacă are unde dormi, dacă are ce mânca. Nu știu cât e adevărată treaba asta. Pentru că totuși Biblia nouă ne spune să nu vă lipsiți unul pe altul datoria de sod, decât pentru puțină vreme, vă îndăți cu postul rugăciunea, apoi vă împreunați iar ca să nu vă ispitească satana. Iar din pricina curvii spune fiecare bărbat să-și aibă nevasta și fiecare nevastă să-și aibă bărbatul. Dar el acum vine și spune, domnule, Avram a avut 8 copii. L-a avut pe Ismael,
din Agar, l-a avut pe Isaac din Sara și a mai avut șase băieți prin Chetura. Dar Dumnezeu îi spune, ia pe Isaac, singurul tău fiu, și adu-mi-l ca jertfă. Deci Dumnezeu pe ceilalți șapte nu-i considera copiii lui Avram. Iarăși aici e relativă interpretarea, eu vă spun așa cum o spun ei, dar este un adevăr. Și cei care în teoria asta spun așa, dar unii, din numărul de copii, își fac un drapel, o laudă. Îmi spune, știi cât de bocăit eu? Am 8 copii sau am 12 copii. Ei, măsura pocăinței nu-i chiar numărul de copii într-o familie. La noi un băiat s-a crescut în familie pocăită, nu l-a botezat niciodată și în lume a fost rău. E vecin de-al meu. Un rău, bătăuș, mai bea, s-a căsătorit cu o vecină de-a lui nepocăită, a fost rău în continuare, oameni din lume, nu pot spune, oameni din lume. După o vreme s-au căsătorit. După câțiva ani s-au pocăit amândoi. O lua botezul, s-a pocăit, s-a întors la Dumnezeu și tata la gelul ăsta îi spune la taică, păi gelul meu a fost rău cât a fost rău, dar acum am drept s-a pocăit, măi, Gheorghiță. Păi, poșa s-a pocăit și i-a spus, în 6 ani, 6 copii au făcut. Taică mi spune, dar asta e un etalon de pocăință. Că el e tot iuti, tot mânios, tot să mai ceartă în familie. Deci nu trebuie să facem din asta un drapel. Frate, eu sunt pocăit, am 11 copii. Am întâlnit oameni cu foarte mulți copii, frați, că nu erau pocăiți. Dacă era vorba din jurat în jurat, dacă voia vorba să spui o minciună, o spune, dacă era vorba să furi ceva, fura, dar de 12 copii. Deci măsura pocăinței noastre nu e chiar numărul de copii care îl avem. Și frații ăștia spun că unii nasc atâția copii datorită neînfrânărilor. Neînfrânărilor. A doua cale e calea rațională. În calea asta rațională, unii vin și spun așa. Dumnezeu conlucrează cu omul, se consultă cu omul. Eu am, vă spun un secret, eu ca să mă pregătesc un pic, am făcut pe o hârtie vreo 6-7 întrebări de care mă așteptam să mi le puneți voi mie și le-am dat la vreo 10-15 frați în adunare ca să fac așa ca un sondaj de opinii să văd un rezumat. Marea tragedie că n-am apucat să le strâng. Că nu m-am, acum le-am dat și acum am venit, n-am mai văzut răspunsul lor. Că eu știu ce întrebări aveți unii din voi. Și el spune așa, Dumnezeu nu obligă pe nimeni să aibă 10 copii. Deci fiecare este rațional, se gândește și invocă versetul din 1 Petru 3:7. Tot astfel și voi, bărbaților, purtați-vă cu înțelepciune. Și dacă ai înțelepciune în toate lucrurile, de ce n-ai avea înțelepciune și la nașterea fi? Dând cinste femeii ca unui vas mai slab, că femeia e un vas mai slab. Și dacă naște atâția copii, tu nu vezi ce calciu, nu? Uite cum arată. Acum mai fac o paranteză, surorilor. Foarte multe din dumneavoastră aveți probleme cu nașterea de copii, că luați modele din lume. Eu când m-am căsătorit, nevastă mea n-are 50 de kg. Acum are 80. La primul copil a rămas mai grasă cu 18 kg. Ea, ea avea scris. Și fiindcă a rămas iar însărcinată, nu mai putut să te ieși. La al doilea încă 8 și la al treilea încă nu știu cât. Așa. Și la foarte mult din voi nu vă place cum arătați. Dar Dumnezeu ne-a chemat la pocăință, nu ca să arătăm bine în poză. Dumnezeu ne-a chemat la pocăință să ne mântuim sufletele și să ne păstrăm cugetul curat înaintea Lui. Păi dacă iei modele din eveniment, sau nu știu, din libertatea, sau nu știu, din ce revistă de femei cu dimensiuni, apoi tu vei avea mereu probleme și nu vei primi copiii că, vezi, dragă, te deformezi. Eu știu, soră, care mi-a spus că eu nu alăptez copilul, că îmi face sâni urât. Deci mie, la ultima întâlnire, de la Vera, ea nu mai dă lapte, că numai au 2-3 zile. A zis, măi, femeie, dar după ce? Dar cu sânii ăștia, iertați-mă că vorbesc. Am spus să nu fii copii și nu sunt. Dar cu sânii ăștia frumos, unde vrei să te duci în iad? Deci la soțul tău nu-i place cum arăt? S-a ridicat în America un frate în vârstă. Și a spus, mulțumesc lui Dumnezeu că am cea mai frumoasă nevastă. O rog să ridici în picioare. Dar el în vârstă și se ridică o babă plină de râduri și ăștia începe a râde. Și el spune, nu râdeți, ea e cea mai frumoasă, eu o văd cea mai frumoasă. Că dacă n-aș vedea-o așa, aș fi nenorocit cum sunteți unii din voi.
care nu vă vedeți nevasta frumoasă, ci le vedeți pe altele mai frumoase. Știți? Asta este problema, că noi ne luăm modele din lume și atunci vine unul și spune, purtați-vă cu înțelepciune. Am înțelepciune la, să predic Evanghelia, am înțelepciune să cânt, am înțelepciune să-mi fac o casă, am înțelepciune în slujire. De ce n-aș avea înțelepciune și la nașterea de copii? Dar asta e o răstălmăcire, fraților. Apoi unul spune, Domnul Iisus spune așa, când cineva se apucă să zidească un turn, să-și facă bine socotelul dacă termină, ca nu cumva să nu-l termine strecătorii să râdă. Și el turnul spune că-s copii. Deci eu accept copiii atâția cât poți educa, cât poți hrăni. Și mă întreba un frate recent, măi frate, da, și eu sunt pentru copii, dar am fost undeva acum prin partea Prutului, cu fratele Ionică Blându, cu niște ajutoare, și spunea că n-o tras pătura, cu 5-6 copii dormeau într-un pat de paie, domne, așa de sărați. Oare chiar Dumnezeu vrea să facem copii să-i culcăm în paie? Chiar asta vrea Dumnezeu de la noi? Ce spui? Am spus, măi, ce să spun? Eu știu că cel mai bogat din tot universul e Dumnezeu. Și Dumnezeu a avut un singur băiat și l-a naștere l-a culcat în paie. Și noi acum vrem, vrem să-i culcăm nu știu unde. Deci nu s-a adeptul sărăciei. Nu. Deși la unii care primesc ajutoare, acum fac o paranteză, sunt mereu săraci. Și mereu cu farfurii de murdare și mereu fără covor în casă, ca să mai primească. Și la un frate s-a dus și a căutat în pod, toate ajutoarele erau în pod, ca să mai primească și alte. Toată sărăcia asta e de ochii lumii, așa numai ca să impresioneze pe cineva. Nu-s chiar așa de săraci, dar Dumnezeu îi cunoaște fiecare. Ei, și el spune, eu când fac un turn, îmi fac socoteala cheltuielile dacă l-o-i termina. Dar turnul acolo nu la copii se referă. Și unii spune, dacă eu nu pot face copii, copiii mei să-i educ. Una dintre întrebări era aceasta, care eu am pus-o la frață acolo, că și mie mi s-a pus. Dacă văd că am probleme cu copiii, supra-solicitate, în societate, în biserică, n-am timp să-i educ. Voi face copiii numai ca să populez iadul și copiii mei să meargă în iad? Și spunea, expresia asta mie mi s-a spus, decât 10 pentru iad, mai bine 2 pentru rai. Dar am spus, de unde știi tu că aceia 2 vor ajunge în rai? La noi în sat sunt familii cu 16 copii, toți pocăiți și model de pocăință. Oare când eu educat? Despre John Wesley se spunea că era 17, 18 în familie. Și au avut timp de educație. Și sunt frați care au avut un copil sau doi și nu i-au dus în rai. Se vede că-s duși în lume. Deci nu asta, că creadă cineva că noi avem partea noastră. Dar vezi, dragă, eu îl duc pe băiatul meu, am numai doi și pot duce în rai. Nu e adevărat. Sunt copii orfani, fără mamă și fără tată și pocăiți. Știți de asta? Care au crescut și au fost model. Că Dumnezeu grijește de asta. Și o altă interpretare, nu vă spun nici autorul și nici carte, n-am cu nimeni nimica, m-am întâlnit cu frate Hnu din Bul, e tocmai la tolba cu Săcet, și spunea că fiecare războinic își are tolba lui, că Dumnezeu e nedrept să dea tolbă la fel, și la unul și la altul. Și fiecare să-și bată cât e tolba lui de mare și să o umple numai cât e tolba lui, să nu pună Săgeți mai multe decât poate duce. Poate cartea asta o ajuns și pe aici, poate studiul ăsta, e o carte după care îți face studiu prin adunări. Mai multe adunări îți face studiu. Eu am făcut și o armată și era unul de 2 metri și unul de 1,20 m. Și când pleca un pază, tot două încărcătoarele, dar nu spunea la unul, bă, tu ești mare, eu 100 de cartuși, tu ești mai mic, e numai 3 cartuși, tu ești mai mic. Nu. Asta e interpretare omenească. Și el spunea că, de fapt, la un războinic nu e important cât e săgeți are, ci cât ești ating ținta. Și tolba spunea el că este confortul care îl putem asigura la copiii noștri. Deci când cineva vrea să-și umple tolba de săgeți, să se gândească la confort, la educație și la alte lucruri, că asta e tolba. Îmi dă, dar de unde știi că e asta tolba? Mie mi se pare o învățătură care nu este bună. Și Dumnezeu să ne dea înțelepciune și în privința asta. Acum vine a treia cale și spunea cineva că a treia cale este bună. Nu calea biologică, în care adevăr unii sunt neînfrânați. Și iertați-mă, viața lor chiar și în pocăință constă în sex.
mâna asta. Sunt neînfrânați și nu se pot înfrâna nici măcar după înfrânările care le spune Biblia. Nu se pot abține. Alții au ales o cale rațională. Ei sunt foarte logici, gândesc mult până să facă un copil. Și el spunea că este o a treia cale spirituală, în care fiecare familie trebuie să înțeleagă care e voia lui Dumnezeu. Câți copii dă Dumnezeu în fiecare familie? Și dacă într-o familie Dumnezeu dă un copil, atât a vrut el, un copil ai. Și dacă într-o familie Dumnezeu vrea 10, 10, nu se mai pune numărul câți copii, ci tu să știi care este voia lui Dumnezeu. Eu am un prieten foarte bun din Botoșani, de lângă Dorohoi, din Hilișeu. Și el este un om pocăit, e și proroc, e și păstor, și lucrează la CFR-ul. Acolo, la reparații, noi avem două încăperi. La tura de noapte, în ultima încăperi, colegii jucau pocă. Dă-i, pocă. El stă în prima cameră și citea în Biblie, pe la ora 1 noaptea, spune Dragoș. Nu știu să-ți explic. Dar am văzut așa, au fost lovedenii, ca să spun că o fost realitate, nu pot să spun. Când citeam în Biblie, a intrat un bărbat îmbrăcat în alb și cu un copil în brațe. Și spune copilul ăsta, a spus, tu ți-ai făcut copiii care au vrut Dumnezeu să ți-i faci. Deci mie asta îmi spune că Dumnezeu are un număr planificat pentru fiecare familie. Dar pentru că acest copil nu a fost primit în familia, și a spus familia care, ți-l voi dărui tot ție. Acum eu vă spun niște lucruri frate, care nu le putem demonstra cu Scriptura. Nu am versete să vă spun din Scriptură că dacă într-o familie nu se primește un copil, Domnul dă în alta. Dar Biblia spune așa, voi vă rătăciți că nu cunoașteți nici Scriptura, nici puterea lui Dumnezeu. Eu cred că astea intră în puterea lui Dumnezeu. Domnul Iisus spunea, mai am multe lucruri să vă spun, dar nu le puteți purta. Și îmi spune, măi Dragoș, mi-a arătat copilul și-a ieșit pe ușa cum ies un om. I-a spus acasă la nevastă, spune, nu înseamnă că trebuie să-l primim. O născut, când a venit copilul de la spital, s-a uitat, copilul care i-a arătat. Mă chemați cu mine, a fost la bine cuvântare. Ei, n-am eu verset să vă spun asta. Dar eu cred că intră în categoria, aveam prea multe experiențe fraților, ca să vă spun că nu e așa. Fratele Costică Franciuc, din Mitocul Dragomirne, frate cu Miticu, cu Viorel și cu ceilalți. Într-o noapte visează un vis. Se făcea că de la casa lui este un pârâu, mergea prin pârâu și o fetiță plângea în pârâu. Era o fetiță blondă cu ochii albaștri și așa plângea și el se face miră și spune, măi, dar ce plânge așa? Ce că părință au vrut să mă omoare și am fugit de acasă. Și el spune că o ia în brață și lasă că eu te duc acasă, Doriu, dar cui ești tu? Și îi spune, a cui e? Lasă că eu te duc acasă. Și că nu mă duce că mă omoară. Te rog, nu mă duce că mă omoară. Și el spune, nu te omoară, dar eu cunosc. Nu te rog frumos, dacă vrei să-mi faci un bine, du-mă la tine acasă. Se trezește, îi spune la nevastă visul, el are 14 copii acum, dar în ziua următoare se întâlnește cu fratele acela, la care îi spune fetița că-i. Și îi spune, ce faci? Bine, așa, mai nevastă unde? E la spital dusă. Dar ce boală are? Are niște probleme. Măi, ce boală are nevasta din la spital? Da, nu pot să spun, bol, de ce ești, de-aia e așa. Măi, nevasta e dusă să facă avort. Dar de unde știi? Uite, am visat aseară. Mi-a omul ăsta s-a făcut tremura. L-a dat din cap și a plecat, a luat, a plecat din fața lui, era cum demarează mașină. Așa. Deci, a fost o descoperire de la Domnul. Într-una din zile mă întâlnesc cu o soră și îmi spune mie așa, câți copii ai, frate Dragoș? Patru. Atunci patru aveam. Un patru. Patru, păi cum patru? Patru, unu, doi, trei, patru, cum? Sora Leandă, ce dai din cap? Păi să spun de ce dau din cap? În ziua când tu erai mire pe scaun, și zănica era mireasă lângă tine, Dumnezeu mi-a rădat cu soția ta cu 5 flori în mână. A spus, păi am 4 copii, soția trebuie să nască acum ar fi. Apoi ce nu îmi spui, mă? Mă faci să mă îndoiesc de lucrare. E sora Ileana Bondar, frate, că o să-l știm. Deci, eu cred că Dumnezeu are un plan pentru fiecare. Dar trebuie să înțelegem care e voia lui Dumnezeu. Și atunci când te încadrezi în voia lui Dumnezeu, eu spuneam, bărbatul nu-i stăpân pe trupul lui, ci nevasta. Nevasta nu-i stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Dar unde îi spocăiți, acolo Dumnezeu îi stăpân peste amândoi. Și Domnul să ne dea înțelepciunea asta. Amin? Aș vrea acum să vorbesc despre două planuri a lui Dumnezeu.
Dumnezeu are un plan cu privire la nașterea de copii. Diavolul are și el un plan, adică împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul. Dar nu numai pământul, fraților. Dumnezeu, prin nașterea de copii, vrea să umple și cerul. Știți că oamenii buni, sfinți de pe pământ, vor popula cerul? Nu de aici ne va duce el? Deci Dumnezeu vrea să populeze cerul, să aducă iară universul în armonia care era la început. Ce se întâmplă? Diavolul știe lucrul ăsta. Și vrea cu orice preț ca să nu fie realizat planul lui Dumnezeu. La mine când se pune o întrebare așa, frate, dar câți copii am? Sau care metodă le putem folosi ca să nu naștem? O soră îmi spune, frate, eu nu fac avort, eu mă tem de Dumnezeu. Dar dacă nu rămân însărcinată, ești tot vinovată? Și am spus, bine, dar gândul ăsta care l-ai de la început, înainte de a folosi câte metode omenești sau calendarul, cum spun alții, ca să nu rămâi însărcinată, gândul în minte, de unde ți-a venit gândul ăsta ca să nu ai copii? E din planul lui Dumnezeu sau din planul vrășmașului? De unde? Știți ce spune Romani 11 cu 25 parcă? Frate, ca să nu vă socotiți singur înțelept, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israelul de acum a căzut într-o pietrie până se va împlini numărul de plin al atunci tot Israelul va fi pocăit. Știți că Dumnezeu dintre neamuri vrea să împlinească un număr ca să-l duc în cer. Tu nu vrei să ajungi? Când spuneam un frate, dar dacă cu ultimul meu copil se împlinește numărul și grăbesc ziua venirii Domnului, nu-i bine? Și mă întreba un frate, bine, vorbim de păcatul Onan, care și acolo e răstâlmăcit în cartea aceea. Că el spune că Dumnezeu nu s-a supărat pe procedura lui Onan, ci pe gândul lui Onan. Onan n-a vrut să ridice moștenirea fratelui său și izvărsa sămânța pe pământ. Și spune că lucrul acesta n-a plăcut. Dar în Biblie nu spune că gândul ăsta n-a plăcut. El spune că metoda nu-i păcătoasă. Numai gândul care l-avea Onan. Dar Biblia spune, lucrul acesta n-a plăcut Domnului și l-a omorât. Deci metoda n-a plăcut Domnului. Acum, ca să revenim la ceea ce spuneam mai înainte. Dumnezeu are un număr de plin. Și cineva mă întreba așa, frate Dragoș, sămânța asta care o vergi pe pământ, îi vie sau îi moartă, are viață în ea sau nu? Și cei care am făcut la biologie știm că oamenii nu pot da viață. Oamenii nu pot viață. Că viața este acolo, pusă de Dumnezeu. Embrionul de viață e acolo, acela care tu îl arunci. Și ăsta e un păcat înainte. O venit odată Domnul Iisus umbla prin cetate și un demon a ieșit în Matei 8 cu 29. Pentru cine chinuiești înainte de vreme? El știe că are o vreme când va fi chinuit. Când va fi vremea asta? La sfârșitul lumii, când se va împlini numărul de plin, când oamenii de pe pământ vor fi suficient cât s-a hotărât Dumnezeu ca să-i ducă în cer. Și acum el îi reproșa, dar de ce mă chinuiești înainte de vreme? Deci tu prin gândul tău, prin planul tău, prin metodele tale, și nu le vorbim, credeți-mă, chiar nu le știu, așa, dacă foarte general, prin planurile tale care le ai tu, gândul-ți vine de la Dumnezeu sau de la diavol? Mine, o lege este valabilă până când e abrogată. Când a spus Dumnezeu, creșteți, înmulțiți-vă și umpliți pământul. Aveți alt verset care să vă spună altceva? Deci a fost legea jertfilor. Și acum vine Biblia și spune, măi, nu mai aduce jertfe de sânge, e scârbă de... Domnul a rânduit o altă jertfă, știți? A fost sabatul în Vechiul Testament. Domnul rânduiește în Evrei 4 o altă zica de sabat. Dar versetul acesta, creșteți, înmulțiți-vă, l-a abrogat Dumnezeu? Odată la o căsătorie în Oradea spunea un frate bătrân, o Iisus predica, creșteți, înmulțiți-vă, dar frate, pământ, Domnul să ne ierte Dumnezeu, e plin, asta versetul e împlinit. Dar cine te-a luat cu tine să faci recesământul? Te-a invitat Dumnezeu, hai să vedem că sunt pământ. Deci versetul ăsta, până Dumnezeu spune, ajunge, dar încă nu a spus. Și în Biblie nu găsești un alt verset ca să-l combată pe ăsta. Asta mie mi se pare tot. Deci înainte de a folosi câte metode de a
Bine că în Psalmul 139 spune, pe când nu eram decât un plod, ochii tăi mă vedeau și fiile tale erau scrise în carte vieții mele, te laud că sunt o făptură așa de minunată. Vorbeam cu niște surori și au spus, da frate, dar acolo copilul era zămislit, era un plod, era zămislirea făcută, ori eu avort nu fac. Dar dacă, repet întrebarea, dar dacă nu-l zămislesc, și atunci m-am dus în Ieremia, în capitolul 1, versetul 5. Hai să citim aici. E un verset care ar trebui să-l știm poate mai mult. În Ieremia, am spus, chiar la început, în capitolul 1, Dumnezeu îl pune pe Ieremia proroc, peste neamul. Și spune așa, versetul 5. Mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam și mai înainte ca să fi ieșit tu din pântecele ei, eu te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamului. Când? Mai înainte de zămislire. Dacă în Psalmul 139 e vorba de zămislire, pe când eram un plod, era acolo un plod zămislit și nu mai facem avort, vine Dumnezeu și îi spune Ieremia, dar și înainte de a te fi întocmit, eu te cunoșteam. Crezi că Dumnezeu nu știe copilul care trebuia să-l ai? Care nu vrei să-l ai? Ce vei face? Dumnezeu să ne dea mult înțelepciune, frate. Eu știu că este greu. Eu știu că, la noi am făcut odată un studiu, un sfat cu familiile tinere. Eu am măsurat pocăința până la urmă și cu măsura aceea, câți copii sunt aduși la binecuvântare. Și scriam pe caiet în fiecare an. Și în primul an erau aduși 5, ceva pe lună. În al doilea an 4,75, în al treilea an 4,25, în al patrulea an 3 și ceva. Și am făcut o întâlnire cu toate familiile tinere, la un număr sensibil egal. Că spun, măi, surorilor, ce se întâmplă că voi nu mai nașteți ca minte? Și le-am dat voi lor să vorbească câteva ceasuri. Și eu cu căietul, așa cum aveți și voi, am făcut o concluzie. Am găsit 5 piedici mari. În primul rând era durerea nașterii. Și toate surorile invocau asta și o trebuie să ridic din mână, recunosc. Eu nu știu cum e când ești însărcinat și nu știu cum e când naști. Dar și Biblia spune ca durerile nașterii, deci niște dureri extraordinare. Dar vreau să vă spun că Dumnezeu le plătește și pe asta. În al doilea rând era situația materială. Poate, Dragoș, o familie tânără când se căsătorește, dori imediat mare iubire, se culcă, rămâne însărcinată. Nu casă, nu mașină, nu au nici garsonieră, nu au nici servici, copiii încep a veni și ce facem noi? A treilea era îngrădirea unor libertăți. Și spunea așa, eu, tata a fost mai sever, la noi adunare foarte sever, așa, la ora 9 învii acasă, băietul la ora 10 învii acasă, nu ai voie, acum ne-am căsătorit, ne-am duce și noi într-un concert, ne-am duce la niște frați, în vizite, cum vin un copil 2-3, încalță 3 băieți, apoi iei biscuiți, iei piperon, nu mai tihnește, eu 2 ani așa aș vrea să fiu un pic mai liber, după ce eu îi face. În al patrulea rând era ocara și bajocura. Când te duci la spital, ai un copil, felicitări, toți, doctor, moașa, vai, un băiețel. Când la al treilea, mai e așa, când la al șeptelea, după aceea începe ocara, că nu mai știi să faci copii, numai așa, și doctorul, și moașa, și predica odată față Nicu Bârsan la noi, să știi educatoarele care râd de pocăiți, că pocăitele le fac norma, că ele n-ar avea post. Să știi moașele că pocăitele le ține pe lor la serviciu în spital, că după cât nasc ortodoxele, ele n-ar mai avea locuri acolo, n-ar mai fi atâtea. Și voi care le ocărâți, că erau multe cadre medicale, ocară, bat jocuri din toate părțile. Ce să facem? La asta ne-a chemat Dumnezeu. Și în al cincilea rând era învățătură greșită. Oameni pe care îi chemăm, îi plătim, ne supărăm dacă nu vin și îi vin și ne învață că avem înțelepciuni să oprim nașterea de copii și altele. Fraților, atunci când vorbim de nașterea de copii, voi vă încadrați în planul lui Dumnezeu sau în planul vrăjmaș? Asta e foarte important. Când îți vine ție în minte, de unde îți vine asta? Și va trebui să închei. Dacă împărțim istoria omenirii, o împărțim în trei, de la Adam până la Moise, de la Moise până la Hristos și de la Hristos până la a doua venire. Sunt câteva similitudini, câteva lucruri care seamănă tare mult. Fiecare perioadă începe cu un om deosebit. Adam a fost un om deosebit, Moise a fost un om deosebit, Hristos a fost un om deosebit. Toate etapele astea încep cu o personalitate. Dar dacă luăm perioada de la Adam până la Moise, înainte de a se naște Moise,
a avut loc un eveniment, omorârea copiilor. Luăm perioada de la Moise până la Hristos, în vremea când s-a născut Hristos, are loc un eveniment. Știți care? Omorârea copiilor. Luăm în perioada asta, de la Hristos și până la revenirea lor, acum are loc omorârea copiilor. Știți ce îmi spune mie asta? Că Domnul nostru e gata să vină. Vremea asta se termină, fraților. Când vezi că au loc omorârea copiilor, ca și în vremea lui Moise, ca și în vremea Domnului, și poate mai mult ca atunci, mie astea toate sunt niște semnale de alarmă. Înseamnă că acum se întâmplă ceva. Trece dintr-o perioadă în altă perioadă. Ar mai fi poate mai multe lucruri de vorbit, mă opresc aici. Nu știu ce întrebări o să-mi puneți. De exemplu, o primă întrebare era așa, care am pus eu. Și eu vin ca să vă scutesc pe dumneavoastră. Dacă eu pot să-mi planific în viață meseria, concept, cu aproximație data căsătoriei, de ce nu aș putea planifica și copiii? Și cu aproximație data lor? Ar fi o întrebare, nu? Asta le-am pus eu la frață. A doua întrebare care le-am pus eu la frață. Dacă sunt foarte sărac și nu pot să asigur un trai de cer și poate hrana copiilor mei, pot să limitez numărul de copii după posibilitățile care le am? A treia întrebare. Dacă soțul și soția sunt incompatibili, au IRH-ul negativ și ai un copil handicapat și al doilea copil handicapat, voi continua să nască așa copii handicapați? Hai să vă spun aici o întâmplare. Mă duc odată la rugăciune, la fratele Liviu Ugeniuc în casă, era să-l mitic cu Franciuc, și vin două familii din Spania. Din loc, ele erau de prin Cluj. Una din Cluj, una din Câmpia Turza. Eu mă duc cu toți copiii, că era duminică. Și când ajung acolo, ea mă întreabă, băi, ce copii frumoși, ca surorile, cum îți da, cum îi cheamă, cât da, da. Eu întreb una, tu ai copii? Și da, am și eu două fetițe. Mai vreau să vorbesc cu ele, dar el spune, fratru, hai facem întâi o rugăciune. Ne rugăm. În timp ce mă rugam, când spune Duhul Sfânt să mă rog pentru sora aceea și încep să mă rog, Doamne Iisuse, te rog frumos, vindecă fetele la sora aceasta. Și mă rugam cu stăruință și era o mirare pentru mine. Vindecă fetițele acestea două și încredințează pe mama aceasta că dacă va mai avea copii, va avea copii sănătoși. Ne ridicăm de pe genunchi, n-am dat conform lucrări. Franciuc îi spune o lucrare, Ugeniuc îi spune o lucrare, frate, dar ce lucrare ai avut? Dar eu nu sunt proroc. Bine, nu ești proroc. Dar cealaltă mă întreabă, eu cu aceea am vorbit în Girona și după ce am vorbit-o coborând jos până la bloc, o mână apoi plângea de se scutura cămașa pe ea, nu putea vorbi. Frate Dragoș, eu am vorbit despre grozăviile, iată, pentru femeile care sunt judecate ca femei prea curte și ucigătoare de copii. Am vorbit poate o oră numai de cum e descris iadul în Biblie. O venind apoi până la etajul 2, a spus, nu vreau să merg în iad, ce trebuie să fac? Acum o născut, câteva născut iară. Că eu a spus că nu mai vrea bărbatul, nu mai vrea copii. Și aceia care spunea că eu sunt mai fraier, că am 4 și acum însărcinată iară, acum are 6. Dar sora asta mă întreabă, sora Dana, dar de ce te rugai așa? Și eu mă rugai sora aceea, măi fată, spune-mi te rog, tu ai două fetițe, da, sunt sănătoase? Ea începe să plângă, nu. Am născut în Spania prima fetiță handicapată. Și doctorul mi-a spus că nu mai am copii, că toți vor fi la fel. Am vorbit cu frață, am postit, ne-a rugat și frață a spus, nu te uita la doctor. Că doctorii sunt oameni, dar Domnul poate să-ți dea copii sănătoși. Și am născut la 4 ani de diferență o a doua fetiță mai handicapată decât eu. Și am spus, să vă răuți care-i treaba. Domnul mi-a spus așa, dacă mai rămâi însărcinat, îți va da un băiet și va fi sănătos. Și ea spune, da, mi-a spus doctorii, dacă aș naște băieți, ăștia ar fi sănătoși. Și mi-a mai spus Domnul ceva, dacă primești toți copiii care ți dă Domnul, fetele cele dinainte ți le vindecă. Vă dați seama că eram puza, femeia plângeau, că am fost la toți prorocii din țară și nu mi-a spus lucrurile astea. Eu știi ce te frământă, soră, pe tine? Ai două fete handicapate. Și ca mamă te gândești, mai nasc sau nu? Mai fac încă un handicapat sau nu? Că nu-i ușor. Dumnezeu o spune că ți-l vindică. Și ea spune, știi ce handicap au? Fetele mele sunt surde, nu aud. Dar ca Dumnezeu îmi spune acum bărbatul să demonstreze că puterea la Dumnezeu, una din fete, fata mai mare,
are momente când aude. Aude, vorbesc cu ea, aude și ce a făcut. După aceea iar nu mai aude. Mie așa mi-a spus Dumnezeu, de acum face, știi. Nu mai știu ce a făcut. Dar una din întrebări era, știți că Beethoven, marele geniu din muzică, frații dinaintea lui toți au fost handicapați? Și când cineva a întrebat, dacă ar fi un tată bolnav așa și mama bolnavă așa, întreba la medicină, studență, și ar avea trei copii cu handicap, aș mai naște? Și ei au spus, nu! Și lectorul a spus, stați că l-a omorât pe Beethoven și ar rămâne muzica sărată, săracă în lume. O următoare întrebare care o aveam. Aici la Voroneț, în tabăra creștină, am fost și eu luat de acasă. Eu fierbeam niște cartofi la porc și am zis unul, hai să vedeți și la Voroneț. Nu știu dacă ați fost atunci. Ce era, nu mi-a plăcut. Dar a venit un frate și mi-a spus mie, atunci am auzit prima dată teoria asta. Bărbați sunt pentru slujire și bărbați pentru reproducție. Bărbații care sunt dotați de Dumnezeu cu daruri, pot să aibă un copil sau doi și să slujească, că Dumnezeu prin ei întoarce oameni la mântuire. Și acei care nu, să stea acasă să facă copii. Mie mi-a spus un frate, originea lui din Suceava și trăiește undeva în partea Banatului. Am rămas surprins, nu știam ce se spune ăsta. Și mă întrebam, m-am mers acasă la nevastă, am spus, bă, tu nu știi de care eu sunt pentru slujire sau pentru reproducție. Chiar nu știu așa. Fraților, oamenii inventează tot felul de lucruri păcătoase numai ca să nu nască. Țineți la confort, țineți la siluietă, țineți mult la ce spun alții despre voi. Dar eu aș dori ca în seara asta să ținem la Scriptură. Ar mai fi multe de vorbit, mă opresc aici. Doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și acum vă mai spun o problemă. Când am tratat subiectul ăsta, eu l-am tratat din punctul meu de vedere. Dacă ar fi vorbit altul din punctul lui de vedere, poate nu ne înțelegeam. Eu am citit studiile astea, cărțile acestor frați, de pe care se face studii prin biserică, și am găsit că argumentația lor îi zero. Ei folosesc logica, nu Scriptura. Ei folosesc părerea omenească în toate lucrurile, dar nu puterea Duhului Sfânt. Aș dori ca al nostru cuget în toate să fie luminat de Duhul Sfânt. Amin. În loc să...